Bună dimineața, mămici, drage! Vreau să încerc și eu să văd care e faza asta cu rățuștele de apă care adună microbi extrem de mulți aici, înăuntru. Și atunci când copilul se joacă cu rățușca, e posibil să intre apă infectată în ochi, în gură, peste tot și după cum s-a văzut și a apărut și la știri, femeia aia americancă a avut copilul cu ochiul infectat. Așa ceva, nu mi-a ieșit de minte de când am văzut și nu vreau cumva ca să se întâmple asta la copilul meu, bineînțeles. Și astea m-am gândit să le arunc, că am zis că e un pericol pe care mă neliniștește. Și după aia m-am gândit că e așa frumoasă rățușca asta, n-aș vrea să o arunc neapărat, e numai bună acum când îi crește dinții la copil și vrea ca să muște din ea un pic așa, că e din cauciuc. Și m-am gândit să o tai totuși ca să văd ce are înăuntru. Am gândit să folosesc o forficuță de unghii. Dar o să-i tai doar marginea asta, așa, și văd cum arată partea interioară. Și apoi văd eu, poate că mi-o țin totuși, o spăl, o dezinfectez și dau copilului să muște din ea. Bun, să vedem. Începem, ok? Bagăm aici. Poate că e prea mică asta. Hai că încep totuși. Prima tăietură. Ok, hai că o tai așa de lungul. Oi, deja văd ce e înăuntru. Dacă că vă arăt și voi imediat. Ok, deci, cu cât e mai negru la culoare, cu atâta se află mai mulți microbi, nu? Asta știm. Ok, hai că... Asta e jucăria care se juca copilul meu. Ai văzut ce negru e acolo? Cu care se juca copilul meu la baie. Uite microbii. Oh my God. Deci, mie nu-mi vine să cred. Că știi că acolo intră apă și copilul se stropește cu ea în ochi și orbește din cauza că îi cumpărăm jucării frumoase la copil cu care să se joace în apă. Nu știu ce să zic, eu sunt șocat de ce văd aici. Parcă trebuie să mă gândesc deja de 3 ori înainte să cumpăr o jucărie și după ce am cumpărat-o, cum o păstrez. Eu asta oricum vreau ca să o spăl. Și eu dau să se joace cu ea pentru că pot să o spăl acum. Cât timp era cu dopul ăsta, nu puteam să o spăl. Am fiert-o aseară, apropo. Aseară am fiert-o. Că așa am primit ca și sfat. De la... Am văzut undeva, la televizor, când a arătat de la știri, femeia aia. Na, și uite. A intrat apă, dar... Se fierbe și se dezinfectează în exterior, dar interiorul rămâne interior. Bun, mici, am vrut doar să vă arăt experiența asta care și pe mine m-a șocat o doua oară și vă încurajez să puteți să fiți puțin atente la jucăriile care le oferiți copilului, cu ce se joacă, că așa ceva n-aș da așa o jucărie mai departe la nimeni. Yeah. Bun. Dacă vreți, puteți încerca și voi cu rățuștele voastre și să vedeți ce există în ele. Ok. Numai bine. Ciao.